Salut și bun venit pe canalul meu de pescuit. În urmă cu ceva timp am fost pe Balta Șerbănești la un concurs de pescuit. Balta Șerbănești este în Petrila, pentru cine nu cunoaște. Concursul a fost foarte, foarte interesant. În acest clip o să vedeți cu exactitate toate capturile mai capitale, să zicem așa, și veți vedea toate fazele mai interesante de acolo. Așa că o să vă urez vizionare plăcută. Știu că postez un pic mai târziu acest clip, însă a ieșit ceva foarte, foarte fain. Începem concursul. Sunt împreună cu tatăl meu, să vedem ce reușim să prindem, ce locuri reușim să ieșim. Numai că nu-i sebi să-l cântărească. Și așa că trebuie să-l bag în minciug, în juvelnic. În capele. În juli, dacă e mai mare. Am un pic încă nou obosit și nu vreau nici să-l forțez, că văd că abia e agățat. În capele. În cap. Excelent. Mulțumesc mult! Da, 5 kg 260. Ai văzut, Gabi? Da, da, da. Bun. 5 kg 260. În teorie vine mal. Că vine din de la minus 200. Da. Vineri, de vineri. Ia, acum. Acum. Gata e. Ăla-i tată. Dacă am făcut sport. Stai un pic. Șase virgulă. Da. Pe acolo se mori. Iar răsperii tot în zonă și mai prind nimic 2 ore. Hai fi gata. În teorie. Că nu cred că nu l-am luat aia. Nici nu vreau să-l forțez fix aici în mal. Oricum mult lumea are. Hai panetone, hai. Hai aici. Hai de acum. Dacă vrei. Perfect. Sebi! Stai că acum și cântări. Hai că te ajut acum. Vreo 8 ăsta, cred. Vreo 8 e care, da. Hai că te ajut în acolo, hai. Are 8. 7500. Ai onoarea. Mulțumim. Da, dar e micuț, nu e mare, uite-l. Dar de ce vine așa? E întrebarea.
Aoleu, e amur. Da. Da. Și când dă de mal, o ia razna. Da, e ok că e mic. Ia uite, bă, o da de juvenic, o luat o razna, ai văzut? Nu, no, e aici. Da, o să... Nu-i mare, da. O luat o razna. Se punctează, clar. Ăla face diferența. Da, da, da. Vezi că îți trage la-l tău acum? Da. Pe cuvântul meu. Ți-o slăbi frâna. Ai luat? Ălalt, 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 i-auzi. Uai, mamă. Rupe fâșul, Gabi. Hai încoace. Asta ce Dumnezeu e? Oglinduța. Hai că vin și la tine. Mai e acolo? Cât are? Are 4. Da, 400. Bun. Uite, de anul ăsta e. Serios? Da, acum am mai calculat iară. La câteva... 25-57 și tata 26. Mamă, chiar cu 500 de grame, e diferent. Și mai e aici. Da. Cu 23. Vezi dacă mai prinde cât. Aici, dintre ei, 3. Da, 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 da. Pe tine nu mai. E la bulan. Acum, da, tine acolo e la coadă de crapă. Da. Prins unul. Bine, și poate tai că tu poți să mai prindă.
suntem pe finalul concursului, mai sunt ultimele 10 minute din concursul de 24 de ore. Sunt extrem de obosit. Am avut câteva momente în care am adormit în scaun efectiv. De dormit nu s-a putea dormi pentru că era mult prea frig. Au fost 10 grade noaptea asta, ceea ce e super ciudat, ținând cont că suntem în 8 august, deci totuși trebuia să mai persiste un pic căldura din punctul meu de vedere. Peștii nu erau prea... n-aveau apetitul prea mare, să zicem așa. Noi, eu cel puțin am prins standurile din spre final, unde adâncimea apei este mult mai mică. Și acum, în timpul zilei cât a fost cald, s-au tras toți la adâncă și s-au prins foarte bine acolo. Eu ocazional, odată la o oră, două, prindeam un crap. Mai capital, dar prindeam și asta era foarte ok. Da, revin cu premiera. Am gustat. Serios? Am făcut ultimul. Da, da. Păi ce scrie acolo? Ei, nu, asta e ce. Se mai întâmplă. Băi, dacă nu față, da? Adă drona să mai... acum și balta trebuie, da? Gata? Când e următorul concurs? Peste o oră? Ne mai vedem prin zonă. Să vreți, să vreți. Și eu, participanții și câștigătorii. Mai bine, mă. Să mulțumesc. Acum să ne reîncărcăm bateriile. Da. Pa, pa. Dacă ești nou pe canalul meu de YouTube, nu uita să dai o abonare. Este complet gratuit. Și dacă îți place videoclipul, să dai și un like, bineînțeles. Mă va ajuta foarte, foarte mult.